Bâlciul de Sfânta Maria a fascinat de-a lungul anilor generații întregi de copii tineri și vârstnici. În fiecare an în Giurgiu, în perioada 1-15 august, conform tradiției, se desfășoară bâlciul. Așa se va întâmpla și în acest an, în aceeași locație de pe șoseaua Ghizdarului. În 2015, numărul comercianților care asigură distracția giurgiuvenilor va fi mai mic decât anul trecut. De asemenea, perioada de desfășurare a bâlciului va fi mai mică în condițiile în care, în anii trecuți, bâlciul era în plină desfășurare. Și în acest an se va ține vestibul de tântăvărie. Au început să vină bilcenii, să-și monteze utilajele, sperând de duminică să dăm drumul. Invităm toți comercianții orașului Giurgiu să vină la noi la bâlci cu restaurante, cu ce comerț vor să facă, sunt primiți, sunteți așteptați. Ce avem până acum? Cu ce au venit? Acum au venit jumătate din ei, aproximativ jumătate din utilaje și sperăm să vedem ceilalți. Începând de mâine să vor monta și comercianții. N-au venit decât doi deocamdată și invităm bătut să vină. Cu speranța că vor scăpa de grijile cotidiene, giurgiuvenii au la dispoziție în această perioadă câteva zile de relaxare, iar caruselele, lanțurile, parașutele și multe alte comedii vor fi aduse în parc spre bucuria celor mici. Administratorul bâlciului vrea să amenajeze bâlciul la carte, unde comercianții să-și poată expune produsele variate publicului larg. Nici în acest an nu vor lipsi micii, berea, gogoșile și vata pe băț, care fac deliciul tuturor, indiferent de vârstă. În ceea ce privește siguranța celor care vor veni să se distreze aici, peste 100 de jandarmi asigură măsurile de ordine publică cu această ocazie. Astfel, în perioada 3-15 august, jandarmii patrulează zilnic în apropierea oborului de pe șoseaua Ghizdarului și în zona limitrofă acestuia pentru creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și prevenirea faptelor de natură contravențională și penală.